să știi pentru ce plătești. Și vezi, Doamne, ai nu aștept. Am zis, hai să-i las. Că, na, poate am fost... Dar eu, pe bună dreptate, m-am revoltat și am... Cerut diferența de măcar să... Cum ar fi numai să-mi rezolv problema? Să pot să-mi continui și eu aici treaba. Că eu... Și așa e normal, asta înseamnă, de, așa cum a procedat ei, da? Cum a procedat, a fost o înșelătorie până la urmă. A fost băiatul în audiență și la primarul, nu, cu primarul se poate vorbi, a fost și la doișoara Stana Mihaela, la vice. Da, a văzut și ea, bine, i-a dat dispoziție să rezolvă problemele, dar i-a dat dispoziție verbal fiind la audiență acolo. Adică mie mi se pare cam ciudat eu, societate comercială, care am încercat în primăria să vin în audiență, mi se pare cam produs. Dom'le, eu vin, te sună, dom'le, când poți să mă primești pe mine o jumătate de oră să discutăm și noi o problemă. Ce? Nu, am trebuit, s-a scris la audiență. Da, s-a scris. Sigur, da. Dacă te duci așa, nu îl găsește. E adevărat, o fi ocupat. Nu. Da. Nici aici. Și am zis, hai dom'le, să-mi ia să o rezolv. Trebuie, de 3 ani de zile, tot sunt așa. Că nu-ți dă nimeni nici finanțare. Dacă tu nu ai documentele... Așa spuneați mai devreme, da, cu câteva... Da. Câtva timp. Ca să încercați să accesați niște fonduri europene, nu puteți, n-am pentru că lui zi, nu bate casa cu masa, nu bate situația din teren, da, cu cea din, de pe acte. Și ori rezolvau mai o dată, că s-a schimbat directorul ăsta, Bogdan Postolicianu, da? Mi se pare mai abordabil, mai cuminte, vreau omul să... O pune pe altcineva să... Să se ocupe de problemele de stora. Să sper că o rezolvă, o scoate până la cap. Până și măcar eu la pensie să rămână copiii liniștiți. Da, dar până la... Dar redevențele sunt plătite la, la fața întreagă. Și întotdeauna da, mi-a plătit redevența anticipat. Da. De acum, na, tot oamenii sunt în concedii. E greu. Am fost pe 8, sau nu mai știu cum, Urcicas, acum 2 săptămâni, s-am plătit partea, rata a doua a redevenței, care are dată scadentă la 31 septembrie. Da. L-am plătit-o pe 8, parcă 8 sau 9 august. La începutul lunii. Poate mă trezesc chiar cu vreo notificare de la ei, la începutul octombrie, că nu au plătit redevența, că nu s-a mai întâmplat. Ați văzut când au operat în calculator? A, eu mi-am primit ordinul, chitanța. Chitanța, care s-a dovadat că am plătit. Da. N-am nicio problemă. Că ei nu-și fac acolo treaba lor. Dar mi-a place să mai primesc o ordinul aia. Da, avem și noi ce, mai face buză. Da, ei, atunci chiar pe aia o dau publicități, pe cuvântul ăla. Văd că s-au mai liniștit. Păi nu e vorba de liniștit, e vorba până la urmă cum să rezolvă problema. Păi aștept acum să rezolve cu cartea funciară, că trebuie să este refăcută. Cât durează să refacă cartea funciară? Asta nu mai e. Că fost tot primăria o face. Primăria, primăria, pe ei sunt proprietarul, o face proprietarul, că trebuie să mă scriu la anexa 3. Așa. După ce primesc cartea funciară, da, așa cum ca și concesionar. Da, da, concesionar. Și bine că aici, nu știu cum ori dau, că am înțeles că biserica de aici nu are acte pe teren. Deci biserica e tot domeniul public. Și nu puteau nici ei să-și facă cartea funciară. Nu ți-am înțeles, nu știu dacă vă spun foarte exact. Și vor face o carte funciară pe tot. Comună, da. Da, și după aceea se face și dezlipire. Probabil că de asta durează ceva mai mult. Că toate astea s-au întâmplat. Păi, ăștia cum s-au apucat să facă capela dacă nu au...
Să dau o autorizație, nu știu, eu nu am întrebat și nici nu mă interesează. Că nu m-a autorizație fără să ai toate actele? Îi spun că au, îi spun că au, da. Asta înseamnă că trebuie să aibă și carte funciară, dar da. De unde? Păi tocmai că de asta eu nu te-am putut să iau autorizație când am carte funciară, în condițiile în care aici nu e proprietatea mea. Da, am înțeles. Aici eu peste 25 de ani le-o dau înapoi. 22. 22, că au trecut 3. 3. Da. 3 timp. Și le-o dau cu tot dragul. Nu mai vreau. M-am săturat. N-a fost o afacere bună cimitirul. Să știți că n-a fost, pentru că... V-ați apucat dumneavoastră să faceți investiții, eu, să faceți garduri, să amenajați? Dacă nu apucam și mergeam pe... Ce era aici, să trageți așa? Era bine. Era bine. Era bine, da. Eu am tot angajat oameni. La un moment dat aveam 30 de salariați. Da. Ei n-au plecat oamenii, că n-au... La cimitir mai greu să stai. Cel puțin certitudinea că o rezolvau până la urmă. Care, până la urmă, adică până se împlinesc cei 25 de ani de concesionare. Da. Da? Între timp se schimbă și edilul primăriei de câteva ori, mai schimbă și... Poate nu se schimbă, rămâne în continuare. Duși. Da. Poate vă strigă o bolnăvi rău. Asta e. Ieri cred că am făcut și un mic... Imparțial. Că am simțit eu, dar nu am stat în pat două ore, deci după ce am deci plecat... toate aceste probleme care nu se rezolvă și tot sperați și tot sperați să strâng, să acumulează... Deci după ce am vorbit ieri la telefon, m-am mers acasă, nici n-am mâncat. Și odată m-am trezit că... De altfel, simțeam eu acolo, dar am pus și eu slab, că nu m-am dus în partea elaltă la cardiologie. Bă, eu vedeți, mă, uceți în dracu și eu. Te-ați plătit atâtea ori mai mult, nu? Da. Astea adunate pe an înseamnă ceva? Da. Păi nu, eu am plătit... Eu am plătit la 5 lei exact, de mii pătrea sau la cât? La ce am însemnat în suprafață. 12,97, poate, sau nu mai... 12,7 parte. Da, da. Pentru suprafața asta am plătit redevența, așa s-a stabilit un contract pentru 12... Deci așa ați închiriat, ați concesionat 12,7, da. Iar în realitate sunt vreo 6,96. Deci aproape jumătate, puțin peste jumătate. Puțin peste jumătate. Da. Și terenul ălalt unde e? Cine îl folosește? Probabil că s-a topit, s-a dus în etern. L-a luat gâdla. L-a luat gâdla. Marița. Păi n-avea ce căuta Marița aici. Da. Aici, în urmă de aici, nu? Da. Aici, în da. În partea asta. Da. O jumate adunată în fiecare an? Da. E, cu ceva. E, cum? Să strângă, să strângă, vorba de ceva aparate. Da. Uite, cei de la piețe, cei care au concesionat piețele, au nimerit-o mai bine pentru că după câte am înțeles, pe lângă... Bine, că au făcut investițiile care le-au făcut, dar au și scos bani la fel de repede. Iar au concesionat și terenurile de lângă, din jurul piețelor, pe care și pentru alea i-au grămat de bani. Unii spunea pe zi. Așa, unii ziceau că piața din Progresul nu este concesionată exterior, de jur împrejur, și este domeniul public, dar tot același concesionar strânge și banii de la... Acum... Nu știu, acum am o aici e la cuta minus 2 aia, vii și da. Salutare. Acolo mai e de... Da. Acolo vorbești cu vii. Acolo, da. Aici cu morți. Ce să... Păi nu v-am zis mai devreme cu femeia. Ce să-i face mai femeia? Uite, asta... Da. Da. Ne-a dus banii când au luat... Ajutor de mormântare după câtva timp, pe două luni. Nu știu că se dă. A trezit de zile. Cam o lună de zile și a plătit. Ce face? Iar dumneavoastră trebuie să vă plătiți salariații, tot, energia electrică, toate alea, toate dările, utilitățile. Da. Da. Păi, cu condițiile în care plătisem curentul, dar l-am plătit ceva mai târziu. Am trezit, era și vineri. Penalități sau cu ce? Cu cei de la Renel să mă debrașez cu ăsta, un calm.
Dar de ce? Păi ce n-ai plătit? Fugi, bă, că am plătit. E adevărat că eu plătisem două sau trei zile înainte. Aha. Uitasem efectiv. Bă, nu. Că nu era nicio... Nu era... Nu? Ba da, era, îmi pare că era vreo 20 de milioane. Adică din motivele astea nici n-am plătit-o la timp. Regularizare. Nu mai știu exact. Păi. Și... Au văzut, băi, zice, bine că ai plătit. Și ne-au transmis ei direct, nu știu cum au procedat, și nu au debranșat. Trebuia să vă duceți să anunțați imediat după ce ați plătit. După ce am plătit, da, trebuia să anunțăm, dar nu, n-am știut procedura așa. Da. Păi și ce regularizare ar veni aici? Ce consumatii în plus? Asta am stabilit atunci când a făcut contractul, dar n-am avut în vedere... Nu mai știu atunci ceea ce s-a întâmplat, s-a sudat la gard, orice că s-a consumat, curentul s-a consumat. S-a sudat la gard și când am făcut gardul ăla acolo, sus, da, s-a sudat foarte mult la gard, am mai făcut eu niște ecofraje și am sudat iarăși aici vreo 3 zile în plin, așa. Bun, normal, să justifică chestia de procedura care există și la acest. Văd că toată lumea e nemulțumită de... Da. Nu mai știu ce să mai zic. Să nu mai dorm noaptea. Mă trezesc pe la 3-4 dimineața. Bun, te pun casă ca... O chestie generală pentru toți care vor să facă ceva. Da. Cei care să gândesc cum să mai tragă mult adecvat. Asta mi-e și ciudă, că eu m-am zbătut de unul singur. N-am primit un leu de niciunde. Un leu n-am primit de nicăieri. Numai ce muncim noi aici. Plus rezervele mele, că au un dracu și o vârstă. Și muncesc de vreo 40 de ani. Poate mulți nu mă cred. Păi, dar chiar muncesc de 40 de ani și mai puțin de 16 ore pe zi niciodată. Nu cred că am făcut una peste alta toată viața mea 10 concedii. Nu le-am făcut. Deci când am plecat de la primărie, nu făcusem concediu pe vreo 2 ani de zile sau un an jumate, nu mai rețin. Și a trebuit să-mi plătească zilele neefectuate.